Bună seara! Sunt Oleg Brega și mă bucur că ne priviți și că sunteți curioși să aflați ce mai vine pe Unda Verde dinspre Partidul Verde din România. Astăzi avem o discuție, sper să fie interesantă, cu două simpatizante sau chiar membre ale Partidului Verde din Belgia. Ne-au fost recomandate de... Ne-au pus în contact domnul Radu Sumănaru, care a vorbit săptămânile trecute despre realitățile de acolo. E vorba de doamna Adela Maghiar, care a mai fost cu noi în direct. Dânsa e expert în medicină pe lângă Comisia Europeană și e localizată chiar în Bruxelles. Deci avem azi dialog București-Belgia. Și e vorba de doamna Liliana Vintilă, care tot în Belgia este, dar nu sunt sigur dacă e chiar la Bruxelles, în capitala, una dintre capitalele Uniunii Europene. Pentru că sunteți, doamnă, nouă în această emisiune, o să vă rog să vă prezentați, să ne spuneți când, cum ați plecat din România, ce făceați aici, ce faceți acolo, dacă nu sunt informații personale, ca să afle colegii noștri, spectatorii noștri, cine sunteți. Da, bună seara, vă spun și eu. Numele meu este Liliana Vintilă, așa cum știți. Ca și pregătire am un master în finanțe bănci. Am plecat din România în 2010 pentru că am considerat că pentru copiii mei, da, este o altă oportunitate, nu neapărat pentru mine, pentru că eu eram bine și acolo, lucram la bancă, aveam și o afacere în domeniul turismului, dar am zis că pentru ei este o altă oportunitate și o altă deschidere. Deci acesta a fost motivul pentru care am plecat. Și în Belgia ce faceți? În Belgia, în acest moment, sunt în șomaj temporar, să zicem, sau nici măcar. Și izolat, da, la domiciliu. Da, după o perioadă, da, în care am lucrat ca și, deci, planner logistic în transport internațional. Și cam atât. Și cum, când ați ajuns la Partidul Verde, de ce anume culoarea la asta politică v-a plăcut? La Partidul Verde am ajuns, cred că în momentul în care s-a înființat sau, să zicem, s-a dat startul pentru deschiderea filialelor în străinătate. De ce? Pentru că, deci, sincer să vă spun, nu m-am implicat niciodată în politică, nu am vrut, da, poate a fost și unul din motivele pentru care am plecat din România. Dar văzând, să zicem, platforma partidului, văzând președintele partidului, am zis că da, merită și poate e cazul să facem ceva și poate se schimbă ceva. Deci v-a fermecat vrăjitorul Florin Călinescu? Nu neapărat, dar v-am zis, platforma partidului, faptul că îmi place culoarea verde și verdele în general înseamnă speranță și am zis că poate e cazul să facem ceva, dar nu știu. Și acum o să vă provoc pe amândouă. Spuneați că nu v-a interesat să vă implicați în politică. Doamna Maghiar nici acum nu e membru în niciun partid. Cum se explică oare că femeile preferă să se dedice familiei, să se dedice unei cariere profesionale în cel mai bun caz, dar nu prea se implică în viața cetății, în viața publică, nu prea ies în față la proteste, în ONG-uri. Încă în ONG-uri se mai implică, dar în partide nu prea vezi și nu prea ajung în funcții decizionale în interiorul partidelor și după aceea în funcții de stat. Cum se explică oare diferența asta, dezechilibrul ăsta în partea estică a Europei, de fapt și în partea vestică, încă e un dezechilibru în defavoarea femeilor. Când se știe, femeile sunt o categorie majoritară. În cam toate țările lumii sunt mai multe femei, dar nu în funcții decizionale. E o tradiție, e o chestie culturală. Există studii în domenii în acest, cu privire la acest aspect, care, să zic așa, analizează ce trage practic femeile înapoi din viața politică și
Studiile astea zic că impedimentele participării femeilor în politică sunt structurale, sociologice și culturale. Și foarte importante sunt stereotipurile de gen. Faptul că o femeie își asumă mult mai mult decât sarcina familială. Apoi mai este lipsa de încredere în sine, mai ales în comparație cu un bărbat și mai ales pentru femeile din Europa de Est. Asta ca o consecință a educației pe care au primit-o din familiile în care provin. Un alt aspect care este foarte puțin discutat, dar pe care îl observ în politica europeană foarte mult, este că odată ajunse în politică, femeile se luptă mult mai mult pentru a-și finanța campaniile și proiectele pe care vor să le îndeplinească și cu toate acestea obține adesea mai puțin spațiu în media decât un bărbat. Sau mai rău, au fost cazuri în care femeile au fost obiectul unui tratament stereotip sau chiar misogin pentru a le afecta vizibilitatea. Astea ar fi ceea ce spun studiile. Apoi, din punct de vedere obiectiv, dacă ne uităm la landscape-ul european, vedem că cetățenii europeni în ultimii ani au votat foarte mult pentru partide de extremă dreapta în Europa. Ori genul acesta de partide, mai ales, de exemplu, Germania, Polonia și așa mai departe, sunt partide care apără familia tradițională, în care femeia trebuie să fie femeie în casă și toată această politică are o consecință negativă asupra drepturilor femeilor în multe dintre țările acestea. Chiar dacă în Franța, de Și exemplu, unul dintre aceste partide extremiste e condus de o femeie, de Marine Le Pen. da, dar doamna Marie Le Pen nu este bine văzută în Parlamentul European. Niciun partid extremist nu Doamna, e bine da, văzut. ea are niște păreri extremiste care nu sunt în direct proporționale cu valorile europene, cu democrația europeană și cu lupta femeii în Uniunea Europeană. Și practic, partidele astea de extremă dreaptă au tendința să taie din agenda politică problema de egalității de gen. Multe partide nici nu consideră că ar fi o problemă această egalitate de gen. Și paradoxal, genul ăsta de mișcare vine într-un moment în care femeile își fac auzită vocea împotriva abuzurilor suferite de ani de zile, în special prin mișcarea care a pornit de la Hollywood, Me Too. Deci astea sunt practic două mișcări care vin în paralel și care, pe de o parte, femeile luptă pentru a obține o poziție mai importantă, pentru a opri anumite abuzuri și anumite nedreptăți care li se fac nu doar doar în politică, ci în general. Pe de altă parte, partidele de extremă dreapta care taie total din agendă problema egalității de gen. O salutăm și pe doamna Aida Georgeta Monea. Bună ziua! Ne bucurăm că a aderat, măcar acum mai târziu, vorba latinilor, mai bine mai târziu decât deloc. Dacă aveți pornită rotirea automată a ecranului, vă recomandăm să întoarceți telefonul pe orizontală, perfect, ca să umplem cadru. Și vă rugăm să vă prezentați întâi, să ne spuneți cu ce v-ați ocupat în România, ce faceți acum în Belgia și cum ați ajuns la Partidul Verde, după care o să vă invităm și pe dumneavoastră în hora discuțiilor despre implicarea femeilor în politică. Înțeleg că sunteți membre în Partidul Verde, nu? Da. Am aplicat anul trecut, spre sfârșitul anului trecut, deci cred că e acum jumătate de an de când sunt membru în partid. Păi am venit în Belgia, cred că acum vreo 12-13 ani, o groază de ani deja. Terminasem facultatea în România, am terminat bioingineria medicală la Universitatea de Medicină din Iași. Și am venit în Belgia, am început un doctorat aici, la Universitatea din Leuven, la KU Leuven. Am terminat apoi doctoratul și am rămas în Belgia, lucrez la o companie
aici, prin zona Flandrei. Sunt acum, practic, lucrez ca inginer, inginer pe proces în departamentul medical al companiei, o companie de 3D printing, nu știu câte lume știe, dar materiala este MV, o companie destul de mare. Mă interesează despre companie ce e foarte mare. Pe cine are la vârf în conducere? De ce gen sunt persoanele? Nu de ce naționalitate, de exemplu, sau. Păi, ce să vă zic, compania așa are o poveste foarte frumoasă în spate, în sensul în care a fost formată ca un spin-off de la Keolova, de la Universitatea de aici. Ei au așa spin-off, ideea asta de spin-off de la universitate, e o idee foarte de succes. Universitatea te sprijină când ai idei de afaceri foarte bune, investește, practic, universitatea în tine și îți sprijină ideea de afacere. Iar în timp român, bineînțeles, al universității. Practic, și acum, în Consiliul Director al companiei, există profesori și membri care sunt de la universitate. Compania a fost mulți ani, practic, privată doar a persoanei care a creat compania, CEO-ul, care rămâne și astăzi, care este și astăzi și este capul, să zic așa, inovativ și în spate la tot ce se întâmplă acolo. Numai că acum vreo 3 ani în urmă, 3-4 ani în urmă, compania a ieșit pe bursă, deci a devenit publică. Cam asta ar fi povestea companiei. Compania face 3D printing, dar ca idee de business, ca idee de afacere, este foarte dinamică și foarte flexibilă. Adică noi producem în companie prin tehnologia asta de 3D printing, care poți printa prin 3D printing orice, inclusiv ciocolată, metale, lemn, plastic din pudră sau eu știu ce alt polimer lichid. Eu sunt în departamentul de medical și practic compania produce produse, cum vă spuneam, în domeniul medical, facem implanturi, facem viduri chirurgicale, avem și software-ul care le producem și care le vindem. Avem producție, colaborăm cu Airbus-ul, facem nu știu ce piese pentru Totuși, Airbus-ul. probabil n-ați auzit întrebarea mea, că nu cred că evitați răspunsul. De ce gen, de ce sex sunt persoanele din top managementul companiei? Păi, la noi în companie se pune foarte mult accent pe promovarea femeii. Practic, la noi în companie, directoarea mea, adică directoarea mare pe departamentul medical, este o Sus, femeie. sus, sus, cine stă? CEO este un bărbat pentru că el a înființat compania, dar pe lângă el sunt și femei. Adică. Ok, îl salutăm și pe Silviu Dumitru, care e colega al nostru bărbat din top managementul Partidului Verde, unde vrem să ajungă mai multe femei. Și zicem bun a venit, da. Salută, salută colegele. Bună E o seara! Bună seara! inițiativă foarte bună. Vrem să avem emisiuni cu femei și despre femei în politică cât mai des, adică live-uri. Vreau să spun că îmi pare bine că doriți să vă implicați în politică și așa, ăsta e normal. Trebuie reprezentate femeile pentru că ele știu mai, cred că mai bine decât noi ce doresc femeile în general, nu numai în politică, dar în viața obișnuită așa de toate zilele. Și chiar mai devreme am avut o discuție de o oră cu o colegă, nouă colegă, din Odorheiu Secuiesc, Erzsébet Kovács, contabil, firmă de contabilitate, a stat afară, educat afară și s-a întors de curând în Odorhei. A văzut live-ul lui Florin, s-a uitat pe internet, a văzut Partidul Verde, a plăcut ideea, ne-a contactat prin adeziune online, am sunat și de aici a avut o discuție interesantă și urmarea acestei discuții de astăzi, în care a vorbit și Florin și eu, vrea să intre în politică, să facă politică cu Partidul Verde în maghiarime, în inima maghiarimei, în Odorheiu Secuiesc. A zis că are un grup de prieteni, prietene, cu care va vorbi despre Partidul Verde. E nevoie și acolo de o alternativă, de mereu și Fidesz a monopolizat viața maghiarilor de la noi, controlează începând de la politic, economic și acolo simt și ei nevoia de altcineva, de o schimbare. Și am zis lui Ergi că ea are spirit de lider, am discutat cu ea și încet, încet de unde spunea că
la începutul discuției că se gândește și că vrea, la sfârșit a zis că are un cerc de prieteni, va discuta cu ei și speră ca într-o zi, două, să fie trei, patru persoane cu care să discutăm și din ce în ce mai multe identifice din comunitatea maghiară persoane care sunt interesate de implicare în politică de mediu, de problemele comunității. Și uitați că așa mai avem o colegă care sper că va prelua, va face organizație în Hârghita și am vrea și în alte județe, tot la fel, să implice la top, în top, în conducerea organizației județene. Și cred că trebuie implicare și curaj, de fapt asta este, pentru că la noi avem deschidere pentru doamne, domnișoare, și o văd aici și pe Adela, la următoarea alegeri europarlamentare, cred că ar E trebui să mult, fie în top la noi pe listă. cel mai mult e până atunci, alegerile europarlamentare sunt cele mai îndepărtate la orizont, Sunt dacă ne gândim depărtate, eu am întâi la vorbit cele de locale. depărtate pentru că Adela, păi da, localele sunt treaba noastră, europarlamentarele o interesează și pe Adela. Dar sunt peste Bănuiesc. 4 ani, acelea sigur vin peste 4 ani, acolo nu sunt anticipate sau ceva, acolo numai peste 5 ani, Da, la un an abia a trecut, știu, nu? dar acolo este potrivită Adela și acolo cred că ar vrea la europarlamentare, la locale România sau la parlamentare, poate da, ar fi, dar nu știu cât vrea să implice în politică, știind că ea lucrează acum pentru comisie, am avut o discuție și mi-a zis că ne poate ajuta, poate lucra, dar nu cu vizibilitatea, adică nu să pună publică la Partidul Verde sau pentru că nu îi dă voie jobul, așa am înțeles Adela, Am o nu? rugăminte Da. pentru toată lumea Ca participantă să în ai un discuție. Cât supervisor timp nu vorbiți, vă independent, rog atât cu liniște. Parlamentul cât și cu comisia. Cât timp nu vorbiți, vă rog să opriți microfonul. E valabil mai ales pentru doamna Vintilă, pentru că de la dânsa se aude mereu zgomot. Cât nu vorbiți, opriți microfonul. Când o să vreți să vorbiți, să-l porniți ca să nu-i bruiem pe ceilalți. Mulțumesc! Sigur. Da, să termin și să las pe urmă doamne și dumneavoastră să vorbească. Spun că aștept din partea noastră implicare, din partea noastră tot sprijinul, deschiderea și pe partea de concept, de program politic, de candidatură la parlamentare, europarlamentare și spuneți-ne ce aveți de gând și ce vreți, cu curaj. Avem și președintele Florica Enescu și noi suntem deschiși. Iar Adela, tu te rog să te gândești până în 2025, cred, că sau când vor fi europarlamentarele? 2024, 2024. 2024, europarlamentarele, da. Până atunci mai este și Da, poate o să poți să candidezi pentru noi. eu lucrez momentan ca science advisor independent pe politici de sănătate și de mediu, atât cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și din când în când cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății și, mă rog, agențiile United Nations. Acum, cel mai frustrant când lucrez cu deputații europeni este că eu le dau anumite sfaturi, recomandări pe parte de health policy și de environmental policy, ei, neavând un background în domeniu, mulți dintre ei învață doar din lobby, nu prea citesc literatură de specialitate, nu prea înțeleg anumite lucruri și nu prea înțeleg de ce sunt importante anumite lucruri și cum ar putea face niște proiecte în anumite domenii. Și cred că din punctul ăsta de vedere, cred că da, de multe ori am senzația asta că ok, dacă aș fi eu în locul tău, aș împinge lucrurile mult mai repede în altă direcție și din păcate România pe partea medicală, deși are 1-2 medici dintre cei 32 de deputați din Parlamentul European, dar nu am văzut niciodată niște proiecte clare pentru a îmbunătăți ceva în sistemul de sănătate românesc. Și cred că aici este păcat, pentru că fiecare deputat european primește o anumită sumă de bani, are un buget anual prin care poate să facă proiecte în România și, din păcate, nu se văd rezultate. Interesant ce fel de proiecte pot iniția niște deputați. De regulă se ocupă de proiecte ONG-știi, putere executivă. Deputații ar trebui să se ocupe doar de informare, colectarea de informații și transpunerea lor în proiecte de legi. Ce altfel Da, de proiecte poate? dar deputații pot să colaboreze cu ONG-uri și alte asociații locale,
să le dea bani acestor asociații locale și împreună să facă anumite proiecte. Adela, tu cred că ai fi bună în grupul verzilor parlamentarilor verzi europeni. Acolo ai avea mai mult, ai conta, adică decât să faci advisory pentru alții, cred că ai putea prezenta poziția Partidului Verde în cadrul grupului și pe mai departe și ar fi mai multă influență decât să faci advisory, ceea ce faci acum. Mă gândesc peste 4 ani, nu acum. E Da, cu ca o propunere siguranță, peste ai altă, 4 ani. pentru că poziția contează în momentul când vrei să faci ceva. Corect. Eu ca advisor rămân advisor, eu îi spun, îi explic importanța unui anumit subiect, îi explic cum s-ar putea rezolva niște probleme pe care cetățenii, pacienți sau cadrele medicale le au în țările europene și cam atât. În rest, ce face deputatul mai departe sau comisarul mai departe în strategia pe care o propune, asta este strict alegerea lui și ca orice lucru la Bruxelles, ai nevoie de political will ca să obții ceva pe partea legislativă. Iar Silviu, n-ai sunet. Silviu, nu te auzi. corect, corect, Doamne ajută. În prezent, România nu are niciun deputat în Parlamentul Verzilor, la Parlamentul European. Deci, în Partidul Verzilor nu are niciun deputat. Eu am lucrat de-a lungul anilor cu mulți dintre deputații verzi și, că tot vorbim despre femei în politică, în acest moment, după alegerile din mai, anul trecut, Partidul Verde este singurul din cele 7 partide ale Parlamentului European care are majoritate femei, respectiv aproximativ 53% femei. Restul partidelor, celelalte 6, au undeva între 32 și 47% femei. Asta spun statisticile de la Parlamentul European. Acum că ne-am lămurit cu doamna Maghiar, să auzim și părerile doamnelor Vintilă și Monea despre rolul femeilor, despre implicarea lor în politică, de ce sunt atât de puține și de ce doar fracțiunea verde din Parlamentul European are o jumătate, pe când în parlamentele naționale cam niciun partid nu cred că are o jumătate de femei. Și la fel e în Parlamentul României. Dacă îmi împărtășesc părerea mea, e o părere, să zic, neavizată, pentru că n-am activat, să zic, în politică ca să am, sau eu știu, să fiu în domeniu încât să am date statistică sau alte chestii cum Păi are noi doamna. discutăm opinii, păreri, nu suntem toți advisori pe lângă Opinia mea, Comisia de ce Europeană, nu sunt suntem multe femei? cetățeni cu păreri. Opinia mea, de ce nu sunt multe femei, dacă te uiți la politica românească. Cred că politica românească încă suferă de patriarhat, că e o politică cu oameni îmbătrâniți în care încă se păstrează atitudinea familiei tradiționale din România, unde bărbatul e bărbat, dă cu în masă și femeia e doar mamă. Ceva de genul. Dacă ne uităm la tineret și practic acolo vezi schimbarea și de acolo cred că trebuie să vină schimbarea, unde probabil mentalitatea asta devine mai majoritară, adică mentalitatea de echilibru dintre femeie și bărbat. Probabil că acolo va veni, de acolo va veni schimbarea și cred că de asta vorbim și noi acum aici. Deci pentru mine părerea mea de ce nu găsim mai multe femei din cauza asta. Cred că totuși politica România suferă de patriarhat. Este o politică predominant cu oameni în vârstă, oameni care vin dintr-o altă generație. Și care sunt majoritar bărbați. Totuși, paradoxal, acești bărbați sunt votați de femei. Cele mai multe participante la vot sunt anume femeile. V-am zis din nou, pentru că nu sunt, nu, deci vorbesc efectiv nu e Impresie o personală. părere Ok. avizată, nu e experimentată, dar e pura mea părere. Dacă pot să mă uit la, să zic, la părinții mei. De ce mama votează cu bărbați? Pentru că îi spune tata așa. Pentru că, după cum spuneam, e familia tradițională în care bărbatul e șeful casei, capul casei și el știe. Chiar dacă votul e secret și mama intră singură în cabina de vot. Secret, mama spune, da, știu eu, mamă, eu sunt femeie, tactul le știe, el le știe că el e bărbat.
Am Și cred că înțeles. nu-i singura, adică nu vorbesc de părinții mei ca fiind, adică clar sunt familii mai tradiționale și ei sunt destul de deschiși, să zic așa, ai mei părinții, nu sunt chiar așa de tradițional și totuși și la nivelul ăsta tot așa se discută. Și doamna Vintilă, o impresie, o încercare de explicație de ce situația e așa, inegală? Probabil că nu există curaj. În momentul în care ai curaj, da, poți să faci orice, te poți eventual specializa, îți poți face, să zicem, o anumită formațiune sau pregătire și poți. Cred că curajul lipsește cel mai mult femeilor. Și așa cum spunea și doamna sau domnișoara de la Maghiar, da, venim din spate cu niște, știți, cu o mentalitate de proastă, să zicem așa. Eu cred că și Da? bărbații ar trebui Dacă să îți... aibă curaj să-și asume, de exemplu, roluri de educația copiilor și de făcut bucate la bucătărie ca să mai elibereze femeia de această grijă casnică, sau în interiorul Absolut. partidului bărbatul să propună și să voteze femei în funcții decizionale ca ele să ajungă și la treburile de stat, să le vedem la treabă. Altfel, presupunem doar că femeile ar fi bune în funcții publice, dar nu prea avem experiență, exemple. Îl salutăm Acum, pe... Da, vorbiți. în altă ordine de idei, dacă aș putea doar să mă adaug un mic comentariu, cred că această atitudine se schimbă și cred că se schimbă din ambele părți. În rândul tinerilor și în rândul, adică tinerilor, celor de vârsta a noastră, să zic așa, și bărbații își schimbă atitudinea, nu cred că, adică cel puțin în cuplurile care eu le știu, nu vorbesc numai de cuplul meu, dar în cuplurile care eu le știu, există acea egalitate la care tot aspirăm și despre care vorbim între femeie și bărbat. Și atunci cunosc și majoritatea femeilor din cercul meu și din grupul meu de prieteni și femeile care le cunosc și la muncă sau în general, să zic, femeile din jurul meu, sunt femei puternice, sunt femei care aspiră la o carieră, care nu suferă de diferență dintre ele și bărbat și au idealuri și țeluri în viață pe care și le fixează independent de gen, să zic așa. Adică nu mă interesează că sunt femeie, dacă aia vreau și aspir și îmi fac tot posibilul să ajung acolo, nu că na, aș putea fi barată pentru că sunt femeie, eu știu, poate, na. Și atunci cred că Ole. lucrurile se schimbă și stă în puterea noastră să aspirăm, să dovedim, cum a zis și doamna, să ne pregătim. Na, și sky is the limit. Să ne pregătim că ne vine rândul. Da, Adela. Oleg, că spuneam înainte de faptul că Partidul Verzilor are majoritate femei. Deci, asta este oarecum logic, date fiind prioritățile Partidului Verde, pentru că din experiență proprie pot să spun că dacă un legiuitor este bărbat sau femeie, acest fapt are un impact distinct asupra priorităților politicilor. Imediat când intri în discuție, îți dai seama de diferența asta, fără doar și poate. Și există chiar și dovezi clare că pe măsură ce mai multe femei sunt alese într-o funcție politică, crește și elaborarea de politici care au ca scop îmbunătățirea calității vieții, au ca scop familia, promovarea egalității de gen, dar și probleme ale minorităților etnice și rasiale și așa mai departe. Se pare că femeile reacționează mai bine și la nevoile cetățenilor și implicarea politică a femeilor, spun studiile, prezintă un câștig chiar pentru democrația însăși din state. Ori, dacă te uiți la prioritățile pe care le abordează femeile, am spus calitatea vieții, asta înseamnă food safety, înseamnă parte de agricultură, de cum se produce mâncarea, înseamnă poluare aerului, apei, așa mai departe. Înseamnă accesul la medicamente și la tehnologii medicale de ultimă oră. Toate astea sunt calitatea vieții, apoi familia, egalitatea de gen,
dacă te uiți în agenda verzilor, ăstea sunt în top. Și ăstea sunt priorități ale femeilor. Deci atunci normal că vom avea la Partidul Verzilor mai multe femei decât bărbați. La Deci nivel e european, oarecum se leagă. Partidul Verzilor e al femeilor, cum ai zis, ele sunt majoritare. La nivel românesc e un partid pentru femei, deci suntem deschiși pentru ele și le invităm. Îl salutăm și pe Gabi Ursescu din Suedia. Iată, avem și egalitate de gen acum în emisiunea noastră. Suntem doi din București, Gabi din Suedia și trei femei din Bruxelles, din capitala Europei, unde e mai multă emancipare feminină. Gabi, ce face nevastă ta? E la cratiță, la bucătărie sau, dacă ar ști românești, Păi ar intra și ea în am discuții cu noi? schimbat rolurile ca să fie egalitate. Dragilor, treaba este în felul următor. Mă simt onorat să fiu într-o asemenea formulă și le felicit și invit pe băieți, fiecare bărbat care privește acest live, să distribuie la cel puțin 10 femei și femeile să distribuie la cine cred ele, dar măcar la 5 persoane care cred ele. Dragilor, am ascultat discuția dumneavoastră chiar dacă am intrat un pic mai târziu și am să punctez câteva lucruri. De ce cred eu că femeile trebuie să se implice mai mult în viața politică? De fapt, ele sunt implicate, vrem, nu vrem. Unele dintre femei sunt în spatele bărbaților puternici, dau un exemplu. Și asta face foarte mult. Dar unde vreau eu să ajung? Eu încă gândesc ca și un activist. Este foarte greu, după ani de zile de activism pe diferite domenii, să mă las de acest reflex. Și credeți-mă, am cunoscut persoane minunate și o parte din caracterele tari, bine organizate, atente la detalii, au fost femei, nu au fost bărbații. Mă înțelegeți? Și poate sunt aici și niște lucruri care mai puțin plăcute, dar eu vreau să vorbesc despre lucrurile plăcute, fiindcă asta este șmecheria în această emisiune de fapt. Și eu cred că această emisiune trebuie să se termine cu un mesaj către femei, indiferent de ce vârstă. Mă înțelegeți? Fiindcă este foarte important să ducem în cadrul mișcărilor verzi, mișcărilor Partidului Verde și senioare care au diferite experiențe profesionale, diferite capacități, dar și adolescente care vor să facă carieră politică, să zic așa. Ai dreptate, cineva a zis aici că egalitatea de gen este cel mai bine reprezentată în cadrul verzilor europeni. Așa este. Noi, eu cu Silviu am fost la Tampere și am constatat asta, că chiar așa se întâmplă. Au și numai departe aici, în Partidul Verde Suedez, de fapt sunt doi copreședinți, o doamnă și un domn. Ceea ce înseamnă foarte mult și cum am spus, se poate observa la partidele verzi un alt parfum, să zic așa. Și discuțiile iau alt caracter. În momentul în care o femeie puternică ajunge în jurul câtorva bărbați, vedeți că și atmosfera se schimbă într-un alt mod. Discuțiile sunt altele, de multe ori mult, mult mai profunde, chiar dacă bărbații au tendință să structureze și să ia decizii mult mai rapid. Câteodată, când permite timpul, bineînțeles, ca unele decizii să aibă parte și de detalii și la aceste detalii oferă doar și poate femeile sunt mult, mult mai bune. Așa că, fetelor, haideți la verzi, haideți să schimbăm niște paradigme. Gata cu macismul!
Numai puțin am aș vrea să continui aici. Noi plătim și un anumit tribut a unui handicap de democrație. Democrația noastră este foarte tânără, are doar 30 de ani. Celelalte democrații la care ne referim au 50, 60 sau chiar mai mult. Să nu uităm că mișcările de emancipare ale femeilor au început abia acum 100 de ani, 100 și ceva de ani. Deci cu chiu, cu vai s-a dat, a fost o întreagă istorie și putem vorbi până dimineață pe acest domeniu. Dar unde vreau să ajung? Noi suntem deocamdată în partea de est, suntem tradiționaliști. Și cum zicea și o doamnă aici, o să fie foarte greu ca să scăpăm de această mentalitate. Și până la urmă, orice bărbat înțelept, să zic, indiferent dacă luăm de la nivel de familie până la nivel politic, trebuie să aibă acest fair play, să fie un gentleman și să dea platformă și femeilor în diferite domenii. Eu cred că se poate și aici verzii europeni și din care fac parte și verzii din România pot să dea un exemplu în acest sens, dar în același timp, atenție, mai este o chestie, este vorba de o anumită frică, un anumit trac la femei ca să se implice. Înțelegeți? Dar nu numai, nu este vorba doar la femei, că sunt și bărbați care sunt mai lași, sunt 10 bărbați mai lași decât o femeie. Mai bine aș alege, din punctul meu de vedere, o femeie într-un loc potrivit decât 10 bărbați lași. Oleg, cred că am o veste bună de la UE, pentru că doamna von der Leyen este prima președinte femeie a Comisiei Europene. Ea a încercat să aibă egalitate de gen în momentul în care și-a format echipa de comisari. Nu i-a ieșit chiar 100%. În acest moment avem 12 femei din 27 de comisari, pentru că anumite țări au ținut să recomande bărbați. Aceasta a fost alegerea lor la nivel național. Inclusiv România, Dar dacă nu vinde, nu? România nu. România are comisarul pe transport, doamna Vălean. Deci noi avem o femeie, da. În schimb, doamna von der Leyen are un obiectiv foarte clar în ceea ce privește egalitatea de gen. Ea i-a trimis o scrisoare comisarului pentru egalitate, doamnei Elena Dai, în care a însărcinat-o să elaboreze o nouă strategie europeană de gen pentru a aborda domeniile în care femeile se confruntă cu bariere suplimentare, toate domeniile, dar politica este unul din aceste domenii. Deci, să sperăm că în acest mandat, până în 2024, vom avea o strategie de gen la nivel european. Și bineînțeles că statele membre vor lua modelul acestei strategii pentru a propune legi și la nivel local. Pentru că tu ai spus de chestia cu cotele, sunt câteva zeci de țări, internațional vorbind, care au introdus aceste cote, fie prin legislație, fie doar prin regulamentul interior al unor partide politice. Și pot să spun că din 2008 încoace, de când au început să apară, a crescut numărul de femei în politică, în multe din aceste țări. Dar cu toate astea, barierele de acces la politică, am vorbit mai la început despre asta pentru femei, sunt foarte complexe.
Iar cotele astea nu par a fi un panaceu universal pentru rezolvarea problemei. De asta sper că strategia europeană va adresa, va pune problema. Vă rog, doamna Vintilă, doamna Amonia. Da, am de fapt aceeași, am aceeași părere, pentru că și eu cred că legislația ajută, dar nu va rezolva problema în totalitate. Cred că totul, adică cred că esența e încă în ceea ce înseamnă mentalitate, în ceea ce înseamnă a colabora cu femeia, ai permite să se dezvolte, ai permite să-și exprime punctul de vedere, ai permite să aibă putere de decizie, să aibă opțiuni și atunci legislația te poate ajuta, îți oferă un cadru în care tu să activezi, dar dacă nu se schimbă nimic în ceea ce înseamnă mentalitate, în ceea ce înseamnă și de o parte și de alta, cum spuneam, nu e numai nu e suficient ca bărbatul să facă loc femeii, e nevoie și de femei care să-și asume un anumit rol, o anumită responsabilitate, femei care să-și asume pregătirea din spate ca să ajungă la un anumit nivel. Deci cred că sunt anumite aspecte care merg mână în mână. Legislația ajută, dar nu cred că e suficientă. Părerea mea. Nu, corect, pentru că, practic, strategia europeană nu înseamnă legislație. Comisia Europeană analizează problema la nivelul țărilor UE, după care propune atât măsuri legislative cât și non-legislative pentru a rezolva problema. Dar strategia efectivă anunță ce vrea să facă Comisia în următorii 5-10 ani pentru a echilibra această problemă. Și, într-adevăr, vor fi și măsuri non-legislative pentru că le-s foarte importante. Eu zic că e foarte important să ai o campanie de awareness, pentru că femeile cred că nici nu știu că pot candida pentru anumite poziții, că sunt anumite poziții care li se cuvin. Pentru că sunt țări care, chiar și la nivel local, de primari și așa mai departe, au un procent foarte scăzut. Iar dacă privim la funcții importante ale femeilor în UE, eu, din câte știu, sunt doar trei femei care sunt șef de stat, nu avem, dar șef de guvern, respectiv cancelarul german Angela Merkel. Avem primul ministru danez, Mette Frederiksen, și este Sophie Wilms, care este interimar premierul Belgiei. Dar în UE, femei cu funcții importante, în afară de acestea trei, plus, am spus, doamna von der Leyen, președintele Comisiei Europene, nu avem. O altă figură importantă în Europa este premierul norvegian, doamna Erna Solgen, sau ceva de genul se numește, care activează din 2013 deja. Dar în rest, nu avem pe nimeni așa Bine, important. Deci aici sunt este. țări care sunt Da, foarte scuze în că urmă intervin. cu prezența Aici femeilor. este clar că nu poți să împarți. Este un pic absurd să împarți, dau un exemplu, toate țările europene să-și aleagă o țară, o femeie, președinte, cealaltă țară bărbat și așa mai departe, fiindcă depinde de legislația internă și, până la urmă, este o competiție electorală. Eu cred că cheia aici este ca femeile să fie ajutate, să fie, cum să spun eu, împinse cumva de la spate să se implice. Eu cred că aici este cheia, dar să reținem un aspect. Nu se poate face totul peste noapte. Este un proces de lungă durată și aici vin la exemplu Suediei, care oarecum bărbatul și femeia sunt pe aceleași paliere, aproape pe aceleași paliere și la o distanță foarte mare, dau un exemplu de România. Deci, și acest lucru s-a obținut doar prin emanciparea femeii în sensul bun, exceptând cazurile extreme, fiindcă sunt și cazuri extreme de
feministe care sunt duc feminismul la extrem și efectiv nu suportă bărbatul de lângă el. Nu vorbim despre chestiile astea aici, ci vorbim despre egalitate și această egalitate nu se poate face decât dacă da, facem și legi și dacă educăm. Și aici este un efect de bumerang. Trebuie să schimbăm politicile de educație încât să obținem ceea ce vorbim aici. Un lucru foarte important ce mi se pare mie și este o catastrofă, să zic așa, sunt comunitățile sărace și comunitățile rurale, unde acolo și din cauza tradiției, mai ales la noi în România, procentul de femei este mult, mult sub media orașelor, dau exemplu. Deci, plus că mai vorbim și de chestii de religie, etc., etc. Deci, noi trebuie cumva să găsim niște soluții astfel încât să împingem fetele, femeile să vină către Partidul Verde, să aibă platforma lor, să aibă independența lor de decizii, să discutăm cu ele, să vedem ce putem face pe palierul și categoric, da, eu sunt pentru chestia aceasta și avem nevoie de ele, da. Mai delicat cu împinsul ca să nu fie acuzat de hărțuire sexuală sau de violență, da? Mai bine le atragi, le ademenești cumva decât să le împingi. O să vă citesc niște comentarii ca să nu credeți că vorbim cu doar cu camerele video sau între noi. S-a auzit un zgomot aici, sper că nu e o problemă. Președinta Croației și președinta Slovaciei, ne informează Tudor Teodor Juganaru. Nicu Mihai ne salută din Canada, iar Nadia Mateiescu zice: europarlamentarii noștri, medici, de acord deci cu doamna maghiar, indiferent de coloratura lor politică, nu au nici măcar o viziune despre problemele medicale din România. Au ajuns în Parlamentul European pe liste, deci eventual duc politica partidului grupului aparținător. Trist și revoltător. Îi mulțumim lui Gabi, știm că de grabă are o intervenție la o altă pagină de internet și deci probabil da, de grabă o să iasă cu noi, da, dar noi înainte, nu ne grăbim. Dacă mai puteți, mai vorbim și după ora 8. Înainte să mi-au rămas bun, vreau să spun un singur lucru. Aici este fără penal în funcții publice și avem nevoie de femei în activitatea publică, indiferent că sunt ele pe parte civică sau pe parte politică. Și mesajul meu, înainte de a mă retrage, este să vină către Partidul Verde. Domnul Florin Călinescu este deschis la acest dialog și nu este problema de voință, ci este problema doar de timp când vă veți convinge personal de acest lucru. Și noi de fapt am avut o discuție să căutăm un copreședinte al Partidului Verde, astfel încât să demonstrăm concret că ceea ce predicăm și facem. Dragilor, v-am pupat, fetelor, numai bine și sper să vedem cât mai des, fiindcă vorbiți foarte bine și sunteți un exemplu. Numai bine! Domnul Radu Sumanaru îți mai face observații în comentariu. Gabi, ai plecat, dar o să afle. Te sfătuiești omul să nu zici fetelor, ci să zici doamnelor, de exemplu. Poate sunteți noi de acord cu asta. Vă provoc acum să admitem că ați intrat nu doar în politică, dar și în vreun parlament. Ce măsuri trebuie votate, adoptate ca să ajute femeile? Măsuri propuse de femei și votate inclusiv de bărbați. De exemplu, despre scutirea de taxe a produselor de igienă personală pentru femei, care știm că rup mult din bugetul oricărei femei, indiferent dacă e într-o familie lărgită sau dacă e singură, costă foarte mult și ar fi necesar, nu știu, ieftinite sau chiar subvenționate de stat. E vreo idee de la dumneavoastră să o promovați? Atunci ar trebui să facem scutire de taxe și la spuma de ras și eventuale aftershave-uri și alte chestii. Cred nu, că acum, deja e la mod, acum e la modă barba și mai că nu te cheltui cu asta. Depinde de gusturi.
Silviu, nu te auzim, te rog să intri și să ieși să mai intri o dată. Poate te aud femeile, dar nu te auzi în emisie. Știi că am mai pățit o dată cu dumneata și atunci am crezut că poate nu aud eu, dar dacă nu aud eu, înseamnă că nu se aude în emisie. Ieși mai intri o dată dacă vrei să te faci auzit și să facem aici echilibru de gen. Voi îl auzeați probabil, dar vă spun că nu se aude în emisie, de aceea e mai bine să revină. Vreți să luați cuvântul cu idei? Doamna Maghiar, văd că nu e atât de sceptică despre scutirea de taxe sau chiar subvenționarea. Bine, acum depinde pentru ce țară. Pentru România, de Pentru că dacă ne exemplu, că... referim la România, cred că trebuie să începem un pic din altă parte. De exemplu... Știți? Păi, de exemplu, cu problema cu familia, cu rolul femeii în familie, cred că acolo ar trebui și o lege cum că și bărbatul trebuie să ia, de exemplu, concediul acela pentru îngrijirea copilului sau Nu, nu să nu există stea doar concediu femeile. paternal, că în Republica Moldova aud și polițiștii și au concediu paternal și pleacă de la serviciu pentru că soția are salariu mai mare. Aici, în România, nu există așa lege? Din câte Ba știu, da, da. există Da. așa. Dar Planul e concediu pentru... nu prea există dorința Nu, bărbaților dar să... trebuie promovat așa ceva, pentru că bărbații zic, aoleo, să intru eu în concediu de paternitate, dar cum, ce zic Ce să zică rudele, diversi vecinii, da. prieteni. Da, de asta zic, că trebuie făcută o campanie de informare și de promovare a implicării femei și a rolului femeii, care este un pic diferit doar de familie, doar ca suport de familie. Eu aș vrea să mă retrag și înainte să vă las. Vreau să mulțumesc Adelei că ne-a reprezentat la câteva întâlniri, conferințe la Bruxelles și de asemenea invit colegele care stau în Belgia, în Bruxelles, dacă pot participa când mai avem, sunt evenimente ale verzilor, organizate conferințe, nu știu, prezentări, pe domenii pe care cunosc ca o experiență, să reprezinte Partidul Verde, pot vorbi cu domnul Radu Sumănaru și împreună să mergeți să ne reprezentați, pentru că e mai ușor din partea voastră de acolo decât de la noi din România și cred că o faceți destul de bine și ne reprezentați destul de bine. Pentru că am observat o prezență bună a celorlalte partide din Europa în aceste conferințe, noi mai puțin. Acum avem ocazia prin voi să fim reprezentați la aceste traininguri, conferințe, nu știu, o să avem o agendă, Radu urmărește cu Adela și când se vor întâmpla, vom anunța și vedem cine e disponibil să meargă să ne reprezinte. Asta a vrut și vă așteptăm implicare cât mai multă și să invitați și alte colege să vină alături de noi. Eu mă retrag, bună seara! Da, mulțumim. Mulțumesc! Bună seara, bună. La revedere. Vă aduc dar o altă variantă. Tot în perioada asta de carantină am aflat despre problema că s-a oprit, la fel ca vizita la stomatolog, dacă nu e o urgență, s-au oprit și întreruperile de sarcină. Și dacă perioada asta s-a întins cu încă o lună, interzicerea întreruperilor de sarcină pentru 2 luni poate fi o problemă mare pentru femeia care nu își dorește acel copil. Nu credeți că ar trebui revizuite și ca să venim încetişor spre situația asta delicată în care trăim acum? Nu credeți că ar trebui revizuite ordonanțele militare ca să se permită, nu știu, ca excepție întreruperile de sarcină? Știți cum e acum? Bun, că printr-o ordonanță militară să dai o asemenea, nu știu, să iei o asemenea decizie, eu cred că mult mai important este să prevenim, da? Deci Bun, să prevenția admitem și cred că că atunci prevenim, dar nu dacă ești chiar. n-am putut preveni, știm că nu se face educație sexuală, știm că nu prea există disponibile mijloace de contracepție. E o sarcină care a început, să zicem, în ianuarie-februarie. Dacă mai așteaptă o jumătate de lună sau o lună, copilul celălalt va fi nedorit. E un chin și pentru copil și pentru mamă. Ce facem acum ca stat? Cum a putut să facă o excepție pentru bor, pentru perioada Paștelui și acum la Blajin s-ar putea să mai facă o excepție? Și să nu fac o excepție pentru o categorie socială majoritară, nu minoritară. Nu, dar haideți excepțiile astea, cred că nu asta e Nu. trendul în care trebuie mers, pentru că excepție, gândiți-vă că s-au făcut excepții în sensul în care femeile însărcinate care își doreau copii n-au putut să-și facă ecografiile care trebuiau pentru copii. Adică eu nu cred că printr-o ordonanță militară aș face o excepție pentru femeile care trebuie să facă întrerupere de sarcină pentru motive, nu le judecăm și nu criticăm și sunt pentru prevenție și prevenția ar trebui să primeze întotdeauna. Dar exact, se poate întâmpla, e un accident sau eu știu ce s-a
așa. Până la urmă, e, viața îți aduce o groază de riscuri și, cum spuneam, atâta timp când nu se pot da excepții pentru femeile care sunt însărcinate și care ar trebui să meargă la doctor sau sunt alte categorii, cum ați spus și noastră, stomatologia, da? Oameni care au avut poate probleme cu stomatologice și nu au putut să meargă. În același grup există, din punctul meu de vedere, și femeile care probabil sunt cu riscul de a-și ajunge într-o imposibilitate de a-și mai întrerupe sarcina. Și cred că n-aș merge pentru o ordonanță militară. Adică, din punctul meu de vedere, nu cred că... Să facă doar un protocol cu Liga Femeilor Emancipate, cum a făcut cu BOR, da? Pe același model. Nu, sunt împotriva, adică nici excepția pentru BOR cu venitul luminii la poartă nu mi se pare o chestie, nu mi se pare normal să folosești poliția pentru asemenea servicii. Deci, adică subiectul cu excepțiile e mai lung, da? Și aș introduce aici mai multe aspecte. Dar acum, pentru că am vorbit doar despre femei, asta e părerea mea proprie despre... Da, pentru că sunteți, iată, două femei din domeniul medical, cu doamna Adela, ambele vă pricepeți. Nu e așa că e totuși bine că există o portiță deschisă și că oamenii mai ies, mai circulă și mai iau câte un pic de COVID, ca la nivelul cela mic să se autoimunizeze societatea din lipsă de vaccin? Asta e singura variantă, numai să nu explodeze. Deci... Ne apropiem și de 15 mai, când vine lumina de la capătul tunelului și va fi o relaxare cam pentru toată lumea. Dar până atunci n-ar trebui să fie niște excepții din când în când ca să le permitem unora să se infecteze și să obțină autoimunizare. Ce părere aveți? Păi fiecare țară, când e vorba de urgențe medicale, fiecare țară trebuie să stabilească un protocol în caz de situații de maximă securitate, cum este aceasta cu coronavirus. În caz că se întâmplă ceva care pune în pericol siguranța cetățenilor, ca țară trebuie să ai un plan. Și acest plan să includă, evident, și sectorul medical. Ce faci, cum adresezi urgențele de orice natură ar fi, că urgențele medicale sunt multe, nu doar avortul, în aceste cazuri. Ori sunt foarte de acord că atât cetățenii cât și pacienții ți ai cum ți-e duci. Ori, din păcate, nu prea ajunge prea multă informație educativă la acest nivel în rândul cetățenilor români și aici statul român, în frunte cu personalul medical, ar trebui să acționeze mai bine. Și sunt de acord cu ce a zis doamna Vintilă, că da, anumite lucruri, totuși un avort se poate face până în luna a patra de sarcină. Eu zic că totuși carantina nu e chiar atât de lungă și dacă chiar dorești să... Da, depinde, mă rog, când a început sarcina. Avem un film românesc celebru în care s-a făcut o întrerupere de sarcină și în luna a patra și cu 3 săptămâni și cu încă câteva zile. Și filmul a luat premii la Cannes, dar aceea arată o variantă pe care trebuie să o evităm, amintindu-ne și de perioada aceea tristă, Ceaușistă, când s-a dat decret și s-a interzis avorturile și se făceau în condiții clandestine periculoase pentru viața mamei, a femeii. Da, dar tu ca pacient trebuie să semnezi că e pe riscul tău, nu este pe riscul medicului, dacă vrei peste 4 luni de sarcină. E viața ta în pericol și semnezi pentru asta, dacă chiar crezi că altă variantă nu am. Și la avorturile făcute în condiții de casă, clandestine, pentru că nu-i voie și atunci se descurcă care și cum pot. Sunt tot pe riscul tău. Da. Dar eu zic că fiecare stat trebuie să aibă un plan în astfel de situații. Și deocamdată vedem ce plan a avut statul român, condus de bărbați foarte sus acolo, s-au gândit mai mult la bărbați și la... Nu, dar asta este o problemă importantă a urgențelor medicale. Problema urgențelor medicale, Doamne ferește, faci un infarct, faci un accident vascular, accident de mașină în care ai hemoragie internă, trebuie să fii operat sau cine știe ce. Astea sunt lucruri pe care ca stat trebuie să ai, ok, un plan B, ce fac urgențele astea în caz de o epidemie sau așa mai departe, alte probleme. Dar nu avorturile. Da, bine, avortul nu este o urgență medicală. Exact. Deci avortul nu e urgență medicală. Nu e o urgență, exact. Dar două luni poate fi definită. Pentru anumite paciente sau chiar și soți am văzut din experiența medicală, e o urgență. Dar din punct de vedere medical, avortul nu este o urgență medicală.
Bun, să admitem că am epuizat subiectul. Acum despre starea societății văzute de acolo, din Belgia. E pregătită România pe la mijloc de mai să iasă din autoizolare la domiciliu, din stare de urgență, să înceapă a circula pe străzi? E posibil ca toți oamenii să intre în autobuz cu măști? De unde oare o să le ia măștile? Statul ne obligă să luăm măști, dar încă nu se găsesc. Eu încerc să-mi imaginez România rurală cu măști pe față. Mi-e greu. E vorba de educație. Mi-am petrecut, nu știu, vacanțele la bunici și mi-e greu să-mi imaginez România rurală și o groază de ea. Majoritatea populației, dacă nu mă înșel, în România e la sat, nu? Nu. Nu? Statistic, Nu România e majoritar mai? Nu urbană, dar aproape jumătate e încă la țară. mai. Da. Atunci mi-e greu să-mi imaginez acei 50% acea 50% populație cu măști pe față, respectând riguros anumite măsuri de igienă. Și aici vorbim din nou despre educație. Educație, educație și educație. Adică vorbim despre majoritatea școlilor încă cu WC-uri în grădină și trimitem copiii la școlile cu WC-uri în grădină, purtând măști pe față și respectând mâini spălate. Și școala Nu știu. își va începe cursurile, nu știu, pe la jumate de mai sau de ziua copiilor, pe 1 octombrie, și cum ziceți dumneavoastră, unele școli nu au apă curentă, din același lighenaș se vor spăla toți și e pericol mare. Doamna Vintilă Apă vrea de curentă mult să trebuie vorbească. dezinfectant și săpun și alte lucruri. Exact. Deci asta zic, adică nu cred că ați pus întrebarea dacă România va fi pregătită. Eu cred că va trebui. România are de făcut o muncă titanică până pe 15 mai, dacă se vrea întoarcerea la normalitate. Și am dat un exemplu, adică din punctul meu de vedere, o direcție unde ar trebui să se focuseze. Să o ascultăm, vă rog, pe doamna Vintilă, cât de mult încearcă să intervină și e așa mai delicată. Da, eu cred că totul depinde de hotărârile care se iau, dar eu cred că suntem pregătiți. Da? De ce spun asta? Pentru că dacă ar fi să ne uităm la nivel mondial, vis-a-vis de această criză și de acest virus, România stă foarte bine statistic. Da? Pe când, dacă ar fi să ne uităm, da, nici măcar Spania, nici Italia, nici Belgia este pe locul întâi, la numărul de, raportat la 1 milion de locuitori, ca și număr de infectați și număr de decese, și este capitala Uniunii Europene. Deci, probabil că noi, românii, avem sistemul imunitar un pic mai bun. Nu ne ajută sistemul medical, dar cred că dacă lucrurile sunt gestionate bine, eu cred că putem trece cu bine peste această pandemie. Și Eu cred într-adevăr, că totuși a. o promovare și o gestionare bună a situației, da, și o promovare, deci, a măsurilor de securitate și așa mai departe, știți cum e. Da, eu cred că Dar, de introducerea exemplu, mai devreme a stării de urgență ne-a ajutat să avem o situație mai bună decât Belgia, de exemplu, sau Spania, da, Italia, exact. Statele Unite. Și acum Da, o problema relaxare România înainte de este timp cu. e la fel de periculoasă înainte. Dar problema România este că nu se poate asigura. Nu se pot asigura măști, mănuși și așa mai departe, nici măcar pentru personalul medical. Ori în momentul în care dai drumul la toată lumea, peste tot pe stradă, nu știu cum. Că nu e vorba de că le dai la fiecare o mască și o pereche de mănuși, că nu ajunge. Ne-au informat Și că nu va fi chiar brusc, dar treptat, până la vară, o da, să cam ieșim treptat, toți în corect, stradă și revenim la vechile tabieturi. da. Stimate doamne, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Avem mai mult de o oră de când am început discuția. Dacă mai aveți ceva de zis la final, nu v-am întrebat, eu știu, în domeniul dumneavoastră de expertiză sau de interes, vă rog să interveniți. Dacă nu, sper că o să mai avem ocazie să vorbim tot așa. Seara pe undă verde, verde în față, curajos. Nu vrea nimeni să mai intervină. Mulțumesc foarte mult. Au participat Adela Maghiar,
Aida Georgeta Monea și Liliana Ventilă, tu strele din Belgia. Eu sunt Oleg Brega și de aici, de la București, din drumul taberei, vă mulțumesc și vă zic la revedere. O seară bună, la revedere! Bună, la revedere! La revedere!